Toate neajunsurile au început după ce în perioada 24 februarie, 10 martie, reprezentanții ai AJPS Giurgiu au efectuat un control tematic la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Cu acest prilej, inspectorii au constatat că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ființează ilegal. Pentru a evita o amendă între 5 și 10.000 de lei, AJPS a somat Consiliul Județean să intre în legalitate. Am amendat un cămin de bătrâni care funcționa ilegal, fără acreditare, și am atras atenția Consiliului Județean că unul dintre căminele din subordinea dumnealor sunt în aceeași situație, de la care a început un întreg tantam. Am mai declarat faptul că Comisia Județeană de Evaluare a Persoanelor cu Handicap nu funcționează legal. Și a fost perfect adevărat. Consiliul Județean s-a mișcat repede și printr-o ședință extraordinară a schimbat recent întreaga comisie. Disensiunile au continuat și s-au accentuat după ce reprezentanții AJPS Giurgiu au anunțat că un membru al acestei noi comisii este numit ilegal, fiind reprezentantul unui ONG fără acreditare la zi. Și deci Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap iarăși este ilegală. Am constatat că reprezentantul ONG-ului desemnat, neguvernamental, care desfășoară activități în beneficiu persoanelor cu handicap. Acel ONG de la vremea de atunci se numea Advice, căruia i-a expirat acreditarea în 31.03.2009. Între timp, o parte a presei locale l-a criticat aspru pe Laurențiu Ionescu, directorul AJPS Giurgiu, apărând partizanate pe marginea polemicii cu Adelina Pavel, directora executiv al DGA-SPC Giurgiu, care susține că respectiva comisie este legală. Nu știu ce anume a bulversat pe toată lumea că am declarat și că nu e adevărat, ba toate care vi le-am prezentat sunt adevărat. Ca o concluzie, Laurențiu Ionescu susține că este îndreptățit de lege să someze Consiliul Județean cu privire la intrarea în legalitate și că a acționat în instanță un ziarist care l-a calomniat, cerând despăgubiri morale de 1 miliard de lei vechi pe care îi va dona persoanelor defavorizate dacă îi va câștiga.